www.școala-de-televiziune.ro. Bună ziua, bun găsit la știrile Școlii de Televiziune. Sunt Veronica Dănălache, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Primarul Bacăului a sfidat Direcția Națională Anticorupție și a încălcat condițiile eliberării sub control judiciar. Mai exact, imediat ce a scăpat din arest, Romeo Stavarache s-a întâlnit cu ceilalți suspecți din dosarul de corupție. Mai multe, Dilul și ceilalți inculpați chiar au glumit pe seama faptului că nu au voie să ia legătura unii cu alții. Acestea sunt motivele pentru care procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut din nou arestarea lui Romeo Stavarache, iar acum primarul va sta după gratii în următoarele 30 de zile. În plus, prefectul a anunțat că îl va suspenda din funcție. Cu detalii vine colega mea, Alexandra Ștefan. Bună ziua, Alexandra! Alexandra, mulțumesc! Vestea că trebuie să returneze 41.000 de lei încasați ilegal i-a făcut pe doi soți din Harghita să-și pună capăt zilelor. Reprezentanții casei de pensii spun că bărbatul de 54 de ani lucrase la mina Bălan, iar pentru că la pensionare nu avea suficienți ani de vechime, a adus o adeverință falsă eliberată de o firmă din județ. Mai multe ne spune colegul meu, Sebastian Avram. Bună ziua, Sebastian! Sebastian, mulțumesc! Scandal fără precedent în Franța. Fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și este în audieri de aproape 10 ore. El este bănuit că a pus la punct o vastă rețea de informatori în poliție și justiție pentru a afla ce anchete sunt deschise pe numele său. În cazul de față, dosarul are legătură cu finanțarea ilegală a campaniei sale din 2007 de către familia defunctului dictator libian Muammar Gaddafi. Prima întâlnire dintre Vasile Blaga și Klaus Iohannis după congresul PNL și alegerea noului președinte liberal. Discuțiile PNL-PDL de astăzi au loc în contextul controverselor din ultimele zile legate atât de numele noului partid de dreapta, cât și de proiectul fuziunii celor două formațiuni. Inel cu diamant, cadou de la cățel, nu e nicio glumă, este ceea ce i s-a întâmplat unei femei din Statele Unite care își pierduse bijuteria în urmă cu 5 ani. Nici prin gând nu i-a trecut atunci că inelul a fost înghițit de patruped, iar după 5 ani pierduse orice speranță că îl va recupera. Asta până într-o zi în care cățelul, numit și banditul mâncării, pentru obiceiul de a înghiți orice este comestibil, s-a locomit la o înghețată pe băț. Lui Tucker s-a făcut rău și a vărsat tot ce mâncase, inclusiv prețiosul inel cu diamant al stăpânei. Doamnelor, domnilor, aici se încheie știrile Școlii de Televiziune. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Veronica Dănălache. O zi frumoasă să aveți!